Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 18 iunie 2020. Duhovnicesc și totuși firesc. Până ce va lua Hristos chip în voi. Galateni, capitolul 4, versetul 19. Când devii creștin, descoperi că o parte din tine dorește să trăiască o viață nouă, cum scrie în Roman, capitolul 6, versetul 4, pe când cealaltă parte dorește să umble după lucrurile firii pământești, cum scrie în Roman, capitolul 8, versetul 5. Și așa ai umbla dacă nu ar fi Duhul lui Dumnezeu care trăiește în inima ta împărțită și care suspină când faci anumite lucruri, confruntându-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Vezi Ioan 16, versetele de la 7 la 14. Adevărul este că inima ta nouă trăiește în continuare în vechiul tău trup. Un autor scria: când m-am întors la Hristos, am crezut că ceilalți au ajuns la un nivel de sfințenie care mă excludea. Așa că mi-am atacat cu pasiune firea pământească. Nu mi-am dat seama că tot ce e proaspăt născut are nevoie de timp ca să crească. Mă așteptam la o metamorfoză imediată de tip all-inclusive, care avea să mă facă genul de persoană pe care Dumnezeu s-o poată iubi cu adevărat. Acum îmi dau seama că dragostea sa nu este împărțită după sistemul meritelor. Dacă te comporți frumos, te iubește, dacă nu, nu. Am încheiat citatul. Dumnezeu nu dorește o neprihănire confecționată de oameni. Biblia spune în Filipeni, capitolul 1, versetul 6, acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Am încheiat citatul. Apostolul Pavel a mai scris: copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Am citit din Galateni, capitolul 4, versetul 19. Numai Dumnezeu cunoaște procesul de care ai nevoie pentru ca Iisus Hristos, care te-a mântuit, să ia chip în tine. Fiecare dintre noi călătorește pe calea către cer, în ritmul propriu, dar cu un scop comun: să ne asemănăm mai mult cu Tatăl nostru Ceresc. A atinge acest scop este datoria lui Dumnezeu, așa că lasă-L pe El să te ajute să-L împlinești. Datoria ta este să mergi neîncetat alături de El, zi de zi, pe măsură ce El își împlinește planul.